România se află în fața unei noi dileme morale zilele astea, și anume dacă localnicii și organizatorii evenimentului ăstuia din localitatea Băcăoană, Bârzonești, nu știu cum, sunt vinovați și dacă ar trebui pedepsiți pentru ce au făcut. În cazul în care nu știți, defilare în uniforme militare rusești cu mașini transformate în tancuri și rachete și cu Putin îndemnând la viol într-o localitate din Bacău. Mascații din Berzunți, așa se numește localitatea, s-au îmbrăcat în ruși și au defilat cu rachete și bomba atomică. Personajul Putin îndeamnă la viol în Plugușor. În cazul în care nu știți, în această localitate din Bacău se strâng tinerii și organizează o defilare, un fel de carnaval, cu caruri alegorice, cu personaje și tot felul de costumații. În ajunul anului nou, pe zori de zi, își fac apariția mascații. Cetele de mascați din cele trei sate, Moreni, Dragomir și Butcaru, se reunesc, iar personajele sunt capra, căiuții, ursarii, cerbii, urâții, frumoșii, dracii, doctorii, bungherii. Se arată în descrierea videoclipului. Anul acesta, clipurile filmate de localnici din diverse unghiuri arată altceva. O paradă în care parte din săteni s-au îmbrăcat în soldați ruși, mașinile au inscripționate Z-ul rusesc, iar tractoarele au fost acoperite cu prelate pentru a imita tancuri. Și bineînțeles, oamenii au fost super revoltați. Haideți să vedem mai întâi imaginile ca să avem ce comenta. Așa, începe parada cu un crucioi în flăcări. Hai, mă, ce bine! Un crucioi în flăcări, bun. Costume, ciucuri, coarne, blănuri, draci, laci, zâne, măseluță. Da, ce-au găsit oamenii prin casă? Măști, vifor, vendeta. Ok, costume cumpărate de pe eBay. Vuvuzele. Și vine primul car alegoric. Uite, steagul UE până la urmă. Ok, asta e bine. Începem cu steagul UE. Vedem un Suzuki Jimny cu o bombă atomică, care scrie atomica, și cu soldați ruși care stau acolo sus. Altă mașină, alt Suzuki, cu o altă bombă pe el. Un excavator deghizat în tank cu Z-ul pe el. Foarte nefericit, foarte nefericită situația. Da. Lasere, luminițe, bubuituri, artificii, na, scandal, aoleu, steagul rusesc. Da, și un tractor cu prelată pe el. Da, ați înțeles ideea. Astea sunt imaginile care au revoltat, pe toată lumea. Și aici avem niște recitaluri. Ăsta este, hai să ne înțelegem, ăsta este after movie-ul. Da, asta este after movie-ul pe care cei de la Bacău TV l-au făcut. After movie-ul la evenimentul respectiv, știi? Uite, filmat în slow motion, cu corecții de culoare, adică, da? Șmecher. Și haideți să auzim recitalul. Aparent au fost două personaje, Putin și Zelenski, care s-au întrecut în declarații. Asta e Putin care vorbește, da? Nu stați ca proști la ușă, dar rămas tăci vivieți, violați tăci prindeți, cu atropiți în goana marii, să mutăm din nou hotarii. Distrugiți, ca așa ne îndeamnă, Rusia patria mamă, când dădeam așa cu banul și visam Donetsk, Lugano. Un coșmar eu am avut și în el a apărut un mititel actoraș, Zelenski de la oraș, ce s-a pus acut tamanul, prieten cu americanul. Mi-a făcut alca de cretă cu scutul antirachete. Nu știu de ce vrea tărăboi. Noi ruși nu vrem război. Noi n-am atacat Kievul. Poate să ne confirmi șoimul. Că ucrainienii, să știi, îi sunt frați de-o veșnicii. Bomba în braț, doi flăcai și strigați cu tăți, măi! Da, ați înțeles ideea.
again, foarte nefericită situația și bineînțeles că oamenii au reacționat în, na, în diferite moduri. Au transformat un obicei într-o propagandă scârboasă, a reacționat altcineva. O porcărie cu zâul lor. Care este semnificația? Duceți-vă la Putin cu spectacolul ăsta de prost gust. Dacă tradițiile înseamnă să defilezi cu însemnele rusești și utilaje transformate în mașinării de război, înseamnă că s-a dus dracu țara asta. Păcat că se știrbește din frumusețea acestor sărbători, spune alt user de Facebook. Dar bun, acum, sincer, nu cred, din câte am văzut, eu nu cred că oamenii ăștia au avut intenții rele. Adică e clar că discursul ăla lui Putin, da, poezia aia de clasa a doua, ala bala portocala, eu mă dau cu sănioara, nu era în favoarea lui Putin, adică nu-l punea într-o lumină pozitivă. Din contră, era clar că oamenii înțeleg care e faza și înțeleg că, de fapt, da, capul răutăților este Putin. Da, într-adevăr, au folosit violul și astea ca niște chestii super triviale și oamenii au râs, ceea ce era, a fost super weird. Însă, cred că oamenii au așteptări prea mari de la acești săteni din județul Bacău. Nu cred că neapărat intențiile lor au fost rele. Cu siguranță, din câte văd, ei își dau seama că războiul este unul rău, că lucrurile care se întâmplă sunt nasoale. Însă nu cred că au gândit-o foarte mult și nu cred că și-au pus problema că ar putea supăra sau ar putea jigni sau ar putea ofensa pe cineva cu carurile lor alegorice și cu poezioarele lor de anul lor, cu plugușoarele lor. Pentru că din poezia lui tipul ăsta, al lui Putin, da, Sanchi Putin, e clar că rușii nu sunt puși într-o lumină pozitivă. Însă, cu siguranță și înțeleg, oamenii sunt supărați pentru că au fost trivializate aceste, știi, aceste lucruri. Genocidul, violul, războiul, bomba atomică, sunt așa, știi, tratate ca și cum ar fi, știi, carnavalul de la Rio. A, mă, bomba atomică. A, mă, violuri. Adică cred că asta de fapt a deranjat oamenii. Faptul că acești stăteni, da, au trivializat un lucru foarte, foarte nasol. Da? Războiul din Ucraina. Amenințarea cu bomba atomică. Atrocitățile pe care armata rusă le-a comis în Ucraina și pe care continuă să le comită în fiecare zi. Trivializarea acestor fapte clar a deranjat oamenii. Și, da, sper că cetățenii din zona asta au înțeles din berzunți, au înțeles de fapt de unde toate reacțiile astea. Și acum, din nou, în apărarea lor, nu cred că au gândit-o foarte mult. Oamenii ăștia pur și simplu au văzut la știri chestia asta, era la știri peste tot și, na, a fost super la îndemână să o pună și ei în scenă, pentru că numai asta au văzut. Asta știu și ei, să uite la ce văd în lume. Și în lume, în momentul ăsta, cel mai important subiect este ăsta cu războiul. Motiv pentru care, da, a fost cumva la îndemână. Da, mă, facem tematică cu războiul din Ucraina, pentru că asta este popular acum, despre asta se vorbește, știi? Am înțeles că în timpul COVID-ului au făcut tot ăștia, au făcut o defilare cu seringi gigantice și cu măști de COVID și cu, adică carnavalul lor a avut o tematică de COVID, știi? Again, trivializarea unei nenorociri, COVID-ul din cauza cărora a murit, da, milioane de oameni sau sute de mii de oameni, nu știu exact numerele, dar, again, trivializarea unui eveniment tragic. Faza nasoală este că s-a deschis un dosar penal în cazul mascaților din Berzunți care au defilat îmbrăcați în soldați ruși. Polițiștii băcăoani s-au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video apărute în spațiu public și au demarat verificări în baza ordonației de urgență 31-2002 pentru a stabili cu exactitate situația de fapt, iar în funcție de rezultate se vor lua măsurile legale ce se impun. În cazul în care nu știți, ordonanța asta de urgență 31-2002 face referire la prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la discriminarea și săvârșirea de infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, reglementează interzicerea organizațiilor și simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, regional, rasist sau xenofob și a promovării culturii persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și crime de război. Conform acestei legi, da, nu este ok și nu este legal să glorifici simbolurile unei nenorociri.
cum ar fi, de exemplu, zeul ăsta, zeul rusesc. Este simbolul unei nenorociri. Și faptul că oamenii ăștia l-au trivializat și l-au normalizat și l-au prezentat ca și cum era, ca și cum e no big deal, știi? A deranjat foarte multe oameni, foarte multă lume și, sincer, înțeleg acest lucru. Dar, de asemenea, înțeleg și ignoranța acelor oameni care, sincer, n-au gândit-o prea mult. Nu credeți că s-au gândit ei prea mult la, doamne, ce o să stârnim noi reacții? Nu. Și da, sincer, personal, cred că e aiurea. Adică, cred că e aiurea să, din nou, să glorifici prostii, uite, steagul rusesc, știi? Adică, e wrong, it's just wrong. E ca și cum, nu știu, te-ai fotografia la Auschwitz cu steagul echipei Steaua, cum a făcut dobitocul ăsta. Uite, la Auschwitz s-a fotografiat cu steagul echipei Steaua. Adică, înțelegeți de ce este greșit? Sper că înțelegeți de ce este profund stupid și greșit să faci chestia asta. Este locul unei suferințe, este locul unui genocid, este locul Holocaustului, știi? Este un loc solemn, un loc sobru, un loc în care a trebuit să ai o anumită conduită și să respecti evenimentele respective, să arăți că respecti ce s-a întâmplat acolo și că ai empatie față de cauza celor oameni care au murit sau familiile lor, știi? Deci să trivializezi niște evenimente în sensul ăsta, da, este aiurea. Dar, again, cred că nici tipul ăsta cu Steaua nu și-a dat seama ce a făcut, cred că nici oamenii ăștia din Berzunți nu și-au dat seama ce a făcut, însă vreau să știu opinia voastră. Credeți că oamenii ăștia ar trebui sancționați legal pentru ce au făcut? Credeți că încalcă dreptul la liberă exprimare? Faptul că nu ai voie în România să te afișezi și să faci parade cu semne din astea fasciste? Sau credeți că e o mare stupizenie și oamenii din România nu prea au ce să discute în perioada asta și s-au legat de chestia asta pentru că nu sunt alte subiecte de discutat? Vreau să știu opinia voastră, ca de obicei, jos în comentarii. Asta a fost clipul. Mulțumim sponsorilor care fac posibil acest tip de content și vouă. Când așteați cu un like și un coment la fiecare episod, ăsta a fost clipul. Să aveți o zi excelentă oriunde v-ați afla. Vă pupă hașuma!